Am venit în studio, partea a doua emisiunii, stimați telespectatori, de această dată cu invitații noi, din cadrul Partidului România Mare. Discutăm despre aceeași problemă a prezenței și viitorului Partidului România Mare, de această dată în prezența doamnei Gabriela Dăscălița, care este candidat din partea Partidului România Mare la Camera Deputaților, circumscripția electorală a județului Vâlcea. Bună seara și mulțumesc pentru prezența. Bună seara. Și nu în ultimul rând, domnul Petre Spârleanu, care este candidat din partea Partidului România Mare la Senatul României, circumscripția electorală Vâlcea. Bună seara, domnule Spârleanu. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere. Pentru că se apropie alegerile parlamentare și pentru că în prima parte, împreună cu domnul președinte al Partidului România Mare, domnul Victor Iovici, am discutat aspecte ce țin foarte mult de importanța pe care partidul în ansamblu său ar avea în cadrul sistemului instituțional al României, care se va instaura, în mod evident, după alegerile din data de 6 decembrie. În această parte a doua ne vom apleca însă în mod concret asupra ceea ce înseamnă rolul Parlamentului României, ceea ce înseamnă, eu știu, funcțiile Parlamentului României, aspecte ce țin de neîncrederea în această instituție din partea electoratului român, dovadă și absenteismul la vot acum 4 ani. Să sperăm că anul acesta, deși alegerile au loc în condiții de pandemie și există și această teamă de a nu te infecta în cadrul secțiilor de votare, totuși fac foarte mici completări pentru dumneavoastră, telespectatorii postului nostru de televiziune, legate, în mod evident, de ceea ce înseamnă instituția Parlamentului României. Parlamentarii se bucură de imunitate. Este pur și simplu un aspect, zic eu, important, care ar trebui să rămână așa cum este el reglementat în acest moment, este opinia mea, pentru că majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, de fapt toate, au incluse în Constituția lor și în statutul deputaților și senatorilor această reglementare. Imunitatea parlamentară, practic, reprezintă un ansamblu de norme juridice care derogă de la dreptul comun în concordanță cu manifestarea acestor drepturi de a prevede anumite dispoziții pentru a feri parlamentarii de anumite abuzuri din partea altor autorități statale. În mod evident, imunitatea parlamentară înseamnă că deputatul sau senatorul nu poate fi tras la răspundere juridică pentru voturile sau opiniile politice exercitate în exercitarea mandatului. Aici vorbim de o imunitate de opinii. Însă când vorbim de o imunitate penală, totuși avem în vedere la articolul 72 alineatul 2 faptul că deputatul sau senatorul poate fi trimis în judecată sau urmărit penal pentru fapte care nu au legătură cu voturile sau opiniile politice exercitate în timpul mandatului, dar nu poate fi reținut, arestat sau percheziționat fără încuviințarea camerei din care face parte după ascultarea sa. Evident, urmărirea penală se efectuează de pachetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar competența de judecată aparține Înaltei Curți de Casație și Justiție. În caz de infracțiune flagrantă, însă, deputatul sau senatorul poate fi reținut și supus percheziției. Președintele Camerei este cel care va primi informarea de la Ministrul Justiției în legătură cu această măsură, iar dacă respectiva cameră consideră că nu există temei pentru dispunerea acestei măsuri, va dispune revocarea acesteia. De ce este necesar ca Parlamentul să intervină în cadrul acestor măsuri, cum este reținerea, arestarea sau percheziționarea? Pentru că Parlament egal popor, în exercitarea mandatului, deputații și senatorii sunt un serviciu poporului,
Și orice mandat imperativ este nul. Problema cea mai importantă care a determinat totuși o lipsă de încredere a cetățenilor români cu drept de vot în politicieni este neîndeplinirea acelor promisiuni făcute în cadrul campaniilor electorale, motiv pentru care ei nu pot fi trași totuși din punct de vedere constituțional, din punct de vedere penal, la răspundere pentru faptul că nu-și duc la îndeplinire promisiunile. Singura sancțiune este sancțiunea nealegerii la următorul ciclu electoral. Însă revenim la problemele legate de momentul în care ne aflăm acum, respectiv a doua jumătate a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. Avem, repet, în platou doi candidați din partea Partidului România Mare. Încep cu doamna Dăscălița și o întreb: ce v-a determinat să vă înscrieți în această competiție electorală? Ce v-a determinat să alegeți Partidul România Mare ca partid care să vă reprezinte și să fie cât mai aproape de idealurile dumneavoastră și de ce nu ale poporului român? Și cum vedeți competiția electorală în condiții de pandemie? În primul rând, bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. E un subiect, întrebarea dumneavoastră, chiar foarte bună și de ce să nu recunosc, am anticipat-o într-o oarecare manieră. De ce am ales Partidul România Mare? În primul rând, pentru oamenii care sunt și fac parte din acest partid, iar un alt aspect care pentru mine este extrem de important este legat de libertatea de exprimare care are loc între membrii Partidului România Mare și, nu în ultimul rând, ba chiar aș spune în ordine total inversă, un aspect care pe mine personal m-a determinat să rămân și să merg mai departe, indiferent de rezultatele care vor fi după data de 6 decembrie actualmente. Și anume, chestiunea referitoare la abandonul școlar, chestiunea referitoare la copiii care sunt plecați în străinătate, eu personal fiind mama unui copil care este plecat. Și când l-am întrebat pe copilul meu de ce a ales să părăsească România, ca mulți alți români, a spus următoarele două lucruri: politica actuală și corupția. Motiv pentru care am ales acest partid. Dincolo de aspectele ce țin de copiii noștri și referitor la abandonul școlar, aici am să mă opresc puțin mai mult și am să întăresc spunând că pentru mine este primordială educația. Fără o educație nu putem să ne dezvoltăm economic. Iată, educația, educăm copiii ca ei să părăsească țara și să își aducă aportul din punct de vedere economic și educațional către alte țări și altor. Beneficiile copiilor noștri, din punct de vedere educațional, ar trebui să rămână în țară la noi, nu să se ducă către afară. Și aici lucrurile sunt cât se poate de dureroase, aș putea spune. Și o să fiu... Adică o neimplicare a statului, practic, pentru că ai putea face să rămână aici, ar trebui să le oferi condiții și un nivel exact de salarizare cât de cât decent. Pentru că dacă nu le oferi niciuna din astea două, un loc de muncă și un salariu decent, ăsta e un motiv deosebit de important pentru a... Exact. Deci, în altă parte, șomajul, lipsa locului de muncă, asta e în primul rând, salarizarea defectuoasă, în concordanță cu ce a spus dumneavoastră puțin mai devreme, corupția și nivelul de trai scăzut. Exact, și politica actuală. Dar ăsta este un aspect politici care, nefiind în domeniu, nu mă voi opri asupra lui. Joburile. Deci, trebuie să creăm, în primul rând, pârghiile necesare, și aici mă refer strict la joburi, ca să putem să-i determinăm pe cei care sunt plecați și nu numai, pe cei care sunt totuși concetățenii noștri, dar sunt și copiii, dar și părinți, pentru că au plecat și de o parte și de cealaltă, să rămână în țară. Și atunci mă gândesc ca la o gospodărie. Nu poți să ai un mediu, eu știu, prielnic, nu poți să ai o armonie în casa ta, în gospodăria ta, dacă nu ai ce pune pe masă.
Da? Și aici pornește de la joburi. Dacă ai joburi cu salarii mici, clar că lucrurile se duc într-o direcție greșită. Și ca să ai joburile plătite pe măsura a ceea ce îți dorești, pe măsura armoniei pe care ți-o dorești în casă și în societate, pentru că noi mai și socializăm, adică mergem în medii culturale și așa mai departe, trebuie să ai un job bine plătit, pe măsura educației tale. Deci nu se poate job bun fără educație și nici invers. Un alt aspect care pe mine personal și nu numai mă irită cumva este timpul pe care îl petrecem departe de casă, departe de familie. Și aici fac referire la joburile care sunt la foarte mare distanță de casă. Trebuie să ai joburi cât mai aproape de casa ta. Ai o familie foarte bine situată din punct de vedere financiar, ai o familie care este aproape de tine, totul se derulează. N-a inventat nimeni roata și noi nu o voi inventa eu. În schimb, trebuie să ne aducem aportul la nivel de societate și de educație mai mult decât am făcut-o până acum. Pentru că, de ce să nu recunoaștem? IT-știi noștri pleacă în țări unde salariile sunt mult mai bine, mai mari. Medicii noștri pleacă și iată, acum avem situația pandemică. De ce nu am luat-o în sens invers? De ce nu am făcut exact pe invers lucrurile? Să păstrăm medicii și IT-știi, să punem la dispoziția celor care au plecat afară condițiile necesare din punct de vedere al educației ca să putem să-i avem aici lângă noi. De ce să ne plece copiii? De ce să ne plece părinții? De ce să ne plece IT-știi, arhitecții, construcției, inginerii din țara noastră? Trebuie să-i lăsăm aici, să lucreze aici, în țara noastră. Pentru că noi suntem români până la urmă. Și trebuie să ținem cu România, nu putem să ținem cu orice altă țară. Mergem peste tot în lume și, eu știu, vedem lucruri care sunt făcute la un alt nivel de dezvoltare, atât economică, atât financiară, atât, eu știu, ca infrastructură. De ce nu luăm și nu aducem potențialul de acolo aici, către noi? De ce nu vedem cu ideile să le punem în practică aici la noi? Este un mare semn de întrebare. Nu s-a vrut? Nu s-a putut? Există foarte, foarte multe semne de întrebare. Ei, a venit momentul ca toate lucrurile astea mai puțin plăcute, le numesc eu, să dispară. Dar să dispară. Rău trebuie tăiat de la rădăcină. Nu există jumătăți de măsură când este vorba despre țara noastră. Avem salarii mari, dar una peste alta lucrurile vin la pachet. Ca să ne alocăm timp mai mult, adică lucrăm peste program, ceea ce e un lucru total greșit, și ne îndepărtăm de familie. Dar uităm că ne îndepărtăm de multe alte medii. Și mă refer aici la mediul cultural. Avem atâtea lucruri, avem un patrimoniu cultural inestimabil din punctul meu de vedere. De ce nu l-am vizualizat prin ochii noștri? De ce nu l-am vizualizat, de ce nu am merge la un teatru? La un teatru de operetă, la un teatru de operă? De ce nu am merge la un cinematograf? De ce să nu aducem banii publici în bugetul țării noastre? De ce nu? Da, să vedem și cum. Cum reușim acest lucru? Cum? O să vedem. După ce o să ne spună și domnul Spăleanu ce părere are dânsul despre faptul că... Bine, în primul rând, aceleași întrebări. De ce Partidul România Mare? De ce v-ați hotărât să candidați pentru un mandat de senator? Ce credeți că puteți aduce ca plus valoare în Parlamentul României? Într-un Parlament, am spus, o repet, în topul neîncrederii pe locul întâi în România. Da. De ce România Mare? Pentru că România Mare este un partid patriotic, un partid care ar trebui tot românul să fie alături și să conștientizeze că numai fiind patriot, aducându-ți aportul în țara ta, aducându-ți, gândirea să faci ca totul să fie important, să faci ca totul să se dezvolte, ca noi și generația viitoare să avem posibilitatea de a ne gospodări singuri, de a ne doza sau ne... Dar ne doza eforturile către interesul național. Exact, către interesul național, dar și, așa cum spunea și colega noastră,
În primul rând, să vedem totul ca o gospodărie. Deci, țara noastră și noi, care facem parte din ea, trebuie să fim trup și suflet. Corect. Asta e un lucru foarte, foarte important. Să sperăm că acest deziderat se va împământeni și mai mult în conștiința politicienilor, cel puțin în viitorul Parlament, dacă lucrurile ar trebui să se... Vă rog, continuați. Și da. De aceea, am candidat sau candidez pentru, din partea Partidului România Mare, la Senatul României, pentru județul Vâlcea, dat fiind și faptul că sunt din Vâlcea, născut în Vâlcea, lucrez în București, am afaceri aici, sau pot să vă spun, și nu am plecat din România pentru că simt românește. Eu nu pot să trăiesc în altă țară decât în România. Perfect. Și cred că așa ar trebui fiecare român să simtă lucrul ăsta. Sigur, nevoia sau, eu știu, dorința de a câștiga mai mult, de a face mai mult, te îndeamnă să pleci. Te îndeamnă pentru prima dată când faceți parte din viața politică? Da, este pentru prima dată. Cum caracterizați clasa politică până acum? Din punctul nostru de vedere, care de fiecare dată, în virtutea activităților private pe care le-ați desfășurat, cum a spus dumneavoastră, ați fost pus în situația de a lupta, poate la un moment dat, împotriva unor decizii politice cu, eu știu, tentacule în toate sistemele vieții. Eu am făcut o școală militară, am lucrat ca militar. În cadrul Ministerului Apărării Naționale? Nu, în cadrul Ministerului de Interne. Da. Am fost polițist chiar. Acest lucru m-a determinat să fiu și mai apărător și mai bun, să zic așa, în ceea ce fac. La un moment dat am trecut în rezervă considerând că pot să fac altceva. Mă ocup de construcții, mă ocup de curățenie, mă ocup de alte lucruri, de prestări, servicii, care fiecare ar trebui să-și dezvolte. Dat fiind faptul că ne băităm că nu avem servicii, că nu găsim nu știu ce, fiecare român poate să-și facă propriul lui job. Dom'le, mi-au doi muncitori și mă duc să renovez o casă, o zugrăvesc, nu știu, mătur, un trotuar, fac ceva. Asta înseamnă să-ți dezvolți o mică afacere. Cu 2-3 oameni te miști. Cu 2-3 oameni faci ceva. Nu-ți trebuie mii de euro sau, domne, nu am suficient fond pentru a crea o afacere. Această afacere putem să ne-o dezvoltăm cu puțin. Acest puțin, nu știu, poate că ar trebui, poate sunt oameni care nu au bani de azi pe mâine, dar statul aici ar trebui să intervină sau să creăm celor care doresc să facă acest lucru să aibă un minim de ajutor, un minim de impuls. Și atunci asigur că și el, sigur, verificat, controlat, că își dezvoltă acest, să-și dezvolte acest mică afacere sau, știu, pentru dezvoltarea lui, a familiei lui, pentru a-și asigura traiul și așa mai departe. Nu vine nimeni să spună sau să-ți ofere ceva dacă tu nu ceri. Dacă ceri, trebuie să și oferi. Păi, mergem, cere și ți se va da, nu? Cere și ți se va da, dar nu întotdeauna cere și ți se va da. Ți se dă, dar bun, tu ce faci pentru treaba asta? Eu mă gândesc că, eu știu, în viitorul Parlament să existe și oameni cu inițiative și eu voi fi unul cel care voi iniția, eu știu, proiecte de lege care să susțină rolul celor care au inițiativă. Celor care doresc să facă ceva. Perfect. E un lucru deosebit, da, cum să spun, de ingenios, dacă poți primi lucrurile așa. Sunt oameni care au idei, sunt oameni care au, ce să vă spun, potențial, îi duce mintea, să zicem așa, însă nu au posibilitatea. Bun, noi putem să le dăm această, să le creăm această pârghie. Este și dat fiind că perioada asta 2020-2024 este o perioadă, cel puțin acum, începând din 2020, destul de dificilă. Criza sanitară, criza, nu mai zic și că e chiar economică. Da, și asta împiedică mult. Dar trebuie totuși să le dăm o speranță acestor oameni care vor să facă ceva și să le dăm și posibilitatea să se miște, să aibă, să-și creeze un venit pentru ei, automat, sigur, să avem și la bugetul statului niște venituri din partea lor care să ajute la dezvoltarea economică și socială a României. Doamna Gabriela Dăscăliță, mulțumită de, eu știu, spectrul politic de până acum în România? O întrebare. Pentru că v-ați implicat într-o luptă politică deosebit de importantă. Veniți și dumneavoastră și domnul Spărleanu cu tendințe noi, dar patriotice,
echilibrate, cu viziune, dacă pot să spun așa, în Parlamentul României, exact ceea ce lipsește. Asta, apropo, la activitățile domnului Spârleanu, chiar e nevoie de curățenie în Parlamentul României, la modul general, nu de firmă de curățenie, pentru că în cei 29 de ani de parlamentarism s-a făcut dovada că, în afară de faptul că și-au creat propriile privilegii, cel puțin în ultima perioadă, că n-au acționat, din păcate, pentru interesele cetățenilor și a statului român, realmente au știut decât să-și acorde acele indemnizații, pensii speciale, nu mai discutăm, și s-a ajuns la o situație în care cetățenii români nu mai au încredere în această instituție, instituția Parlamentului. Practic este organul reprezentativ suprem al poporului român. Care e opinia dumneavoastră? Opinia mea este următoarea. Și mă consider, și cred că și apropiații mei, mă consider un om corect și, deși pare clișeic, incoruptibilă. Prefer să, eu știu, să deranjez cu adevărul pe care îl spun, decât să fac pe plac celor care mă lingușesc. Nu sunt mulțumită și ăsta este unul dintre motivele mele personale pentru care am ales acest partid, Partidul România Mare. Nu voi fi de acord sub nicio formă, mă voi bate până în pânzele albei, ca în momentul în care o lege ajunge să fie promulgată sau discutată sau dezbătută în Parlament, să fie studiată în amănunt. Sub nicio formă nu voi lăsa niciun vot de-al meu să treacă fără să-l analizez în cel mai mic amănunt, pentru ca ceea ce ajunge la români și pentru români să fie ceea ce îmi place mie, dincolo de absolut orice. Prefer să nu am imunitate parlamentară, prefer să... N-aveți cum. Să-mi dau demisia. Haideți să vă spun despre imunitate. Am omis să mai spun un lucru foarte important. Imunitatea începe din momentul în care parlamentarul depune jurământul. La imunitatea parlamentară nu se poate renunța. Este imperativă și de ordine publică. În momentul în care ți-ai încheiat mandatul, atunci dispare și imunitatea parlamentară. Nu poți să spui, nu mai vreau imunitate. Nu există. Aici este un aspect pe care aveam de gând să-l discut în ceea ce privește cadrul legislativ. Da. E adevărat, nu este domeniul meu, dumneavoastră îl stăpâniți foarte bine și accept orice provocare din partea dumneavoastră, doar atât cât mă pricep. Dar atât cât mă pricep, eu pot să spun următorul. Constituția României poate fi modificată. Trebuie. Cadrul legislativ poate fi modificat. Păi, trebuie modificată, că din 2003 n-a mai fost modificată. Și urmează 4 ani de pauză electorală, exact, în care principala prioritate, spun eu, pe lângă aceea de a adopta legi pentru țară și pentru poporul român, este să se constituie o comisie care să aibă drept scop modificarea Constituției României. E imperios necesar acest lucru, pentru că de 17 ani, mai puțin, la anul se fac 18 ani, Constituția n-a mai fost modificată. Modificarea Constituției s-a făcut, însă noi o vedem noi. Unde? Vă rog. Prin tot felul de ordonanțe și... Nu există. Constituția nu poate fi modificată prin ordonanțe, nu? Nu, asta s-a modificat așa, în subsol, vreau să zic, în subsidiar. S-au creat diferite pârghii care să, eu știu, să creeze cadru legal pentru să faciliteze ceva sau să dea drumul la o chestiune care să... Nu pot și nu trebuie să contravină Constituției, că de altfel intervine Curtea Textul de lege, sigur, nu... există. De-aia există Curtea Constituțională, însă haideți, doamna Dăscălița, că vă întrebăsesem... A adus un aspect în discuție, foarte, domnul Spârleanu, care mie îmi ridică așa niște ștafete și nu vreau să intru. Rămân la ideea că Constituția României trebuie cumva modificată. Nu spune nimeni că acest lucru se va face peste noapte și nu spun că ideile mele sau propunerile mele vor fi votate sau apreciate, dar voi studia atât de mult și atât de bine, pentru că sunt un autodidact prin naștere, și voi aduce, ori de câte ori va fi nevoie, acest aspect în atenția celor care sunt în măsură să voteze. Ce astfel, să modifice Constituția? Da. Nu e o chestie simplă și o să vă spun de ce. Cu siguranță nu mă aștept să fie nimic, păi, simplu nu. În candidat. Să vă spun de ce.
Haideți să dăm puțin timp înapoi, 8-9 octombrie 2018, când a existat acea inițiativă cetățenească, legitimă, e adevărat, când 2 milioane de semnături au dus la organizarea unui referendum în data de 8 și 9 octombrie 2018 privind modificarea articolului 48 din Constituția României. Din păcate, deși au avut 2 zile la vot, cetățenii români n-au întrunit acest vorum de prezență în baza căreia să putem modifica Constituția. S-au cheltuit 40 de milioane de euro pentru organizarea acelui referendum, fiindcă așa trebuia făcut. Odată ce a existat acea inițiativă cetățenească, iar Parlamentul cu 2/3 a votat pentru modificarea articolului 48, dar din păcate lumea nu s-a prezentat la vot. Deci a modifica un simplu articol din Constituția României implică, în final, referendumul național. Adică cetățenii îi chem la urne, ca, bineînțeles, numai după ce trece de voința Parlamentului cu acea 2/3. De ce spun asta? Nu e o procedură atât de simplă revizuirea Constituției. Deci, inițiatorii revizuirii Constituției sunt președintele României la propunerea guvernului, o pătrime din numărul deputaților sau senatorilor, precum și un număr de 500.000 de cetățeni români cu drept de vot, care trebuie să provină din cel puțin jumătate din județele țării, iar în fiecare din aceste județe sau municipiul București să fie înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. După ce se întrunește această condiție, atunci proiectul sau propunerea de revizuire se înaintează Parlamentului, care Camera Deputaților și a Senatului, în ședință comună, hotărăsc cu votul a 2/3. Dacă nu se ajunge la un acord la 2/3, fiecare cameră cu 2/3, se întrunește Parlamentul ședință comună cu votul a 3/3. Deci e destul de greu să... Nu că e imposibil. Nu. Când există voință politică, nu se pune problema. Însă sunt aspecte care nu fac obiectul revizuirii. Caracterul național, suveran, independent și unitar al statului român, forma republicană de guvernământ, independența justiției, limba oficială nu fac obiect al revizuirii. De asemenea, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale, precum și a garanțiilor acestora. Așa spune legea fundamentală acum, trebuie să ne raportăm. Deci nu e atât de ușor să poți să inițieze revizuirea Constituției. Trebuie un anumit cuantum, am spus, o pătrime din numărul deputaților sau senatorilor. Deci un sfert din numărul lor. Un singur parlamentar nu poate iniția revizuirea Constituției. Da. Am spus că e ușor. Da. Și îmi place să cred în vorba, nu știu exact, nu mi-aduc aminte cine a spus-o, din păcate, la oameni noi, legi noi. Și eu merg pe premiza asta, că la oameni noi trebuie legi noi. Motiv pentru care eu sper din tot sufletul și cu ajutorul Dumnezeu să ajung să pot să îmi aduc aportul și să pot să aduc în atenția Parlamentului ca lucrurile să se schimbe și mie îmi place să zic, din fericire, să se schimbe cu ajutorul Partidului România Mare, să se schimbe în mult mai bine și nu doar în bine. Ați spus că dumneavoastră în timpul exercitării votului veți acționa potrivit propriei conștiințe. Dacă Partidul România Mare hotărăște cu ocazia votării unei legi importante, să spună noi votăm împotrivă, dar dumneavoastră, conștiința dumneavoastră consideră că ar trebui să votați pentru, fiindcă ați fi de acord cu acel proiect de lege. Ce faceți? Ah, oh, Doamne. Îmi place să cred că făcând parte din acest partid... Deci un partid de echipă, repet. Exact. Îmi place să cred că făcând parte din acest partid, Partidul România Mare, am făcut alegerea cea mai bună. Asta e evident. Motiv pentru care, infinit, îmi voi urma conștiința. Eu nu cred că Partidul România Mare va impune ca dumneavoastră să aveți o anumită conduită în privința votului. Pentru că există... Tocmai de aceea am și spus. La fel, domnul Spăleanu, ce veți face? Libertatea de exprimare și de gândire a fiecăruia este
astfel pusă încât trebuie este să spui drept. Ceea ce... Da, votul e universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Exact. Adică, și mici, eu am spus la începutul discuției. Vă dau câteva exemple în timpul mandatelor parlamentare trecute, chiar și în timpul acestei legislaturi, de parlamentari care au votat. Vă dau un exemplu concret. În momentul în care s-a depus moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu. Și au fost membrii PSD-ALDE care n-au votat împotriva propriului guvern. Și au fost excluși din partid. Li s-a retras încrederea. Și au rămas independenți. Sunt exemple. Remus Borz, așa și mai departe. De la ALDE. Nu e cazul la Partidul România Mare, pentru că am adresat această întrebare și domnului Iovici și a spus, domnule, nu le voi impune niciodată celor care fac parte din partid, dacă vom fi partid parlamentar, să voteze așa cum vreau eu sau cum să voteze fiecare după propria ei conștiință. Chiar asta de la începutul discuției cu dumneavoastră am adus aspectul ăsta și anume libertate de exprimare. Deci pentru care chiar țin, la care chiar țin foarte mult și consider că nu poate să-mi impună nimeni și nimic. Pe de altă parte, îmi place să cred, cel puțin la momentul ăsta, că alegerea pe care am făcut-o este una potrivită și benefică pentru români și pentru mine. Da. Domnul Spârleanu, ce vă propuneți în cadrul mandatului parlamentar? Ce aveți în vedere? Ce vreți să faceți în Parlament? În Parlament doresc, da, în primul rând, sprijinirea formării de asociații de lucru care să dezvolte și să se dezvolte în interesul personal al celor care o fac și interesul național, pe de-o parte, echilibru între salarii, sunt într-adevăr diferențe foarte mari între salarii, dar nici nu poate exista un echilibru, pentru că cei care, eu știu, gândesc mai mult, produc mai mult, au anumite, sigur, au și veniturile mai mari. Însă, toți oamenii sau toți cetățenii poate să își creeze propriile venituri, dacă nu se mulțumesc cu un salariu care îl oferă statul ca o garanție minimă, sau nu mai vorbim de un ajutor social, că atunci nu e cazul, să-și creeze veniturile proprii. Adică militez pentru ca fiecare cetățean să aibă independența lui și libertatea de a acționa, de a face. Perfect. Asta este una dintre lucrurile care le susțin, pentru că tot timpul eu am fost în acțiune, am luat inițiative, am luat măsuri, am considerat că pot și am mers mai departe. Nu. Și fiecare poate să facă. Este absolut necesar să vă spun, fiecăruia dintre dumneavoastră, că deși candidați în cadrul circumscripției electorale Vâlcea, odată aleși în Parlamentul României, veți reprezenta interesele întregului popor. Însă, e adevărat că veți avea întâlniri cu alegătorii din județul Vâlcea. Așa e normal să aveți acolo un birou parlamentar în care la fiecare sfârșit de săptămână să vă întâlniți cu alegătorii, cei care v-au ales sau poate și cei care nu v-au ales, care știu că au reprezentanți în cadrul Parlamentului României, pentru a asculta care sunt problemele cu care se confruntă în acel moment, eu știu, județul respectiv sau municipiu, depinde unde apar anumite probleme. Cum veți reacționa pe această linie a relației cu alegătorii? Atât dumneavoastră cât și domnul Petre Spârleanu. Eu sunt încântat să vorbesc cu oamenii, să le ascult problemele și să, în aceleași măsură, să le transpun și să le aduc în Parlament în vederea rezolvării acestora. Și județul Vâlcea este un județ care, eu știu, are un potențial frumos, să zicem. Este un județ cu o economie care cât de cât mai funcționează, să zicem așa. Turismul este un atribut important al județului și chiar este, nu știu, poate între primele județe, să zicem așa, care are un turism care, desigur, ar mai trebui puțin popularizat, ar mai trebui puțin, dar, sigur, acum condițiile actuale sunt de așa natură. Nu turism electoral.
Nu, tu, niciun caz. Nu, nu, acolo nu, turismul electoral, da. Da. În care oamenii pot să-și... Nu, Vâlcea e un județ bocat. Să-și dezvolte activitățile mici, rurale, turistice, unde omul poate să vină să se simtă bine, unde poate să câștige ceva, cei care produc, care fac și cei care vin să aibă satisfacția că au fost într-un județ sau într-o localitate. Ce program ați venit în județ? Ce le-ați promis sau ce le promiteți cetățenilor din Vâlcea că... Eu știu, cu ce veți ajuta în Parlamentul României, ce veți face pentru ei? În județul Vâlcea... Nu le promiteți ceea ce nu puteți face? Nu, metrou clar, sau știu eu altceva? Nu, nu, nu. Sunt probleme, ca de altfel în toată țara, cu extinderea rețelelor de apă și canalizare. Perfect. Una dintre probleme este. Care sunt sate, sunt astea care, nu cred că mai sunt fără lumină electrică, dar clar fără apă sunt. Mai sunt drumuri care nu sunt asfaltate, nici măcar pietruite. Adică perfect. Ar trebui aceste locuri să le creăm celor oameni, să le creăm posibilitatea de acces, să aibă comunicare. Nu mai vorbim de... acum, sigur, este situația asta că școala se face online. Da. Sunt copii care nu știu ce școală fac ei la ora asta, pentru că nu au posibilitate, nu au tabletă. Nu mai vorbim că n-au internet, că degeaba ai tabletă dacă n-ai internet. Eu cred că ar trebui, soluția ar fi reîntoarcerea în condiții de siguranță în școli. Ar trebui în școli să existe cabinete medicale care să evalueze starea elevilor în permanență, să monitorizeze. Profesorii să aibă, cum să vă spun, o verificare permanentă a stării lor, că pentru că ei sunt cadrele care trebuie să fie în permanență acolo cu elevii, să fie controlați, eu știu, periodic, nu știu, săptămânal, de două ori pe lună, dar să, pentru că ei au contact cu elevii să fie, eu știu, monitorizați, dar să facă școală. Pentru nefăcând școală, deja este o chestie pierdută și nu ajută, dezvoltarea lor are consecințe extrem de serioase asupra dezvoltării psihice, asupra dezvoltării lor pe mai târziu. Statul în casă nu e. Bun, este o perioadă, să admitem. Dar imediat trebuie trecut la, cel puțin la nivelul de educație, să le permitem accesul la școală. Doamna Gabriela Spărleanu, la fel, aceeași întrebare, pentru că și noastră candidați în cadrul circumscripției electorale, Vâlcea, cu ce promisiuni sau cu ce proiect vă prezentați în fața electoratului ca să le cereți votul pe 6 decembrie. Deși inițial mă gândisem să încep cu un citat de-a lui Esop, o voi face de data aceasta, având în vedere întrebarea dumneavoastră, o voi face exact în ordine inversă. De foarte mult, nu știu cât ne permite spațiul de emisie, o să... Mai avem timp, vă rog. Am călătorit și călătoresc de foarte mică și mai exact de la 11 ani și mi-a plăcut foarte mult să călătoresc pe cale ferată. Am observat din ce în ce mai mult că acest aspect a ieșit, nu în totalitate, dar din ce în ce mai mult din atenția noastră, a tuturor, că suntem cei, că suntem la conducere, că nu suntem, nu mai contează. Important este să nu dăm vina pe alții și să nu ne rezumăm la trecut, pentru că trecutul de asta se numește trecut. Exact cum spunea într-o ediție a dumneavoastră domnul Victor Iovici, președintele Partidului România Mare, prezent și viitor. Deci ne interesează prezentul, da. Să ne raportăm la el și ceea ce avem în vedere să facem în viitor. Și fiindcă îmi place libertatea foarte mult, atât de exprimare, dar îmi place și libertatea, îmi place viața, iubesc românii, da? Și iubesc, inclusiv mă iubesc pe mine ca român, deci ca român, mi-aș dori ca oamenii, românii din țara mea și din țara noastră să poată călători. Dumneavoastră poate știți, cu siguranță știți, sunt atât de mulți români care nu au ieșit din localitatea lor, care nu știu unde e Bucureștiul. Nici măcar pe hartă nu știu unde este situat. Pe mine mă deprimă aproape total acest aspect. Motiv pentru care, pentru că Vâlcea este un oraș cu un potențial. Mă gândesc din ce în ce mai mult să dezvolt turismul acolo. Există câteva monumente, există câteva parcuri, există ocnele, salinele... Așa, mulțumesc frumos! Valea Ultului. Și, nu în ultimul rând,
Există ceva ce mie îmi place foarte mult. A nu se credea sau nu se crede că, Doamne ferește, sunt vinurile. Drăgășanu este o localitate unde care produce vinuri de calitate. Și vinul și zona aceea, Drăgănești, toată partea exact. Cu gogonele motiv pentru și care? Legume. Știți? Da, zona Valea Oltului, partea dinspre sud, adică dinspre județul Olt, Grădinari și așa mai departe, Strejești. Sunt niște localități din Vâlcea care produc. Da. Zona Zăviden, zona Olanu spre Vâlcea, unde sunt și vii și agricultura. Agricultura trebuie dezvoltată. Da. Mici agricultori trebuie să... Sunt zone unde au solarii, unde au astea. Acum li s-au închis. Bun, ei, activitatea lor e moartă. Ce facem? Da. Trebuie să ne gândim. Să vedem cu vinurile întâi. Da. Asta mă duce la următorul aspect. Promovarea produselor tradiționale. M-am săturat, sincer, să merg în supermarketuri și să îmi cumpăr o roșie care să se strice în câteva secunde. Geme pământul românesc de potențial. Trebuie să ne aducem aportul și să chiar să facem ceva pentru asta, la modul sincer și onest o spun, pentru ca produsele noastre tradiționale să fie pe masa noastră și nu pe mesele altora. Nu au ce să caute. Evident, vom exporta și putem exporta. Așa ne putem promova. Așa ne putem promova. Nu invers. În ordine inversă, nu e benefic pentru țara noastră. Așa ne atragem la bugetul local, la buget de stat ne atragem venituri și așa ne atragem și forța de muncă. Pentru că și noi putem cultiva căpșuni și noi avem peri, meri și cu siguranță dacă fac referire la Vâlcea unde candidez, mă gândesc la produsele tradiționale. Și am să zic un lucru care pe mine m-a șocat într-o oarecare măsură, să constat dintr-o statistică că doar 9 produse din carne sunt atestate la nivel național în Vâlcea. Stricător la cer. Și la produsele de alcool, doar 2 produse din alcool. Iarăși strigător la cer. Este imposibil să ai vinuri, să ai carne, să ai produsele tradiționale românești, și aici mă fac referire și la fructe, și tu să nu le aduci pe mesele românilor. Și să nu le exporți către București, să le exporți către... Așa e. Din vinuri, care din cele de la Drăgășan vi se par cele mai bune? La fel și pentru domnul Spârleanu. Aici las pe domnul Spârleanu. E mai măsură să... Eu sunt chiar sunteți degustători de vinuri? Nu. Sunt, da. Sunt, părinții mei chiar au avut vii și încă mai ar trăiește mama și undeva în zona Drăgășanului. În zona Drăgășanului. Am participat de la cultivarea viței de vie, de la producerea vinului. Am fost acolo prezent. Deci știți toate operațiunile? Aproximativ, da. Și mă ajută mult la... Da, da, da. Și care vi se pare exact... Ce spune vinurile Drăgășani acum, sigur, să putem să-l considerăm un brand turistic. Am dat doar un exemplu. Nu, e un exemplu foarte bun. Nu mă refer la vinurile să le... Nu la cel de Drăgășani? Da, nu, vinul de Drăgășani este un vin bun, într-adevăr. Dar trebuie promovat mai mult și acum s-au și pus vii, s-au întinerit, să zic așa, prin grija unor manageri care au dezvoltat acolo o regiune această viță de vie, să zic așa. Da, da, da. Și vinurile, într-adevăr, încă se fac vinuri de calitate în zona respectivă. Perfect. Ce să vă zic? Putem aduce, să știu, multe, sunt și mulți oameni care, datorită faptului că nu au condițiile necesare să le prelucreze, să le facă, nu au cum să le, viile au rămas părăsite. Automat, astea trebuie revigorate, reîntinerite și așa mai departe. Pentru asta înseamnă și oameni care să le muncească. Da. Oamenii, sigur, au rămas mulți bătrâni în zona. Exact, asta e populația. E adevărat că să ajung. Sunt și tineri, că acum n-au unde se mai duce și au rămas acolo. Sunt tinerii care cresc în ziua de astăzi în zonele respective și chiar muncesc, fac treabă, însă trebuie ajutați. Trebuie sprijiniți, trebuie îndrumați ca să poată să dezvolte mai mult decât pentru propriul lor consum. Da. Să aibă... Corect. Și să vândă, să poată să își creeze venituri. Doamna Gabriela Dăscălița, la fel aceeași întrebare și pentru domnul Petre Spârleanu. În ce comisie a Parlamentului României vă regăsiți?
Comisia pentru Învățământ, am văzut Comisia Economică, pentru că aveți idei, Comisia pentru Antreprenoriat, Turism și așa mai departe, unde vă regăsiți, cred unde că... să aveți randamentul cel mai bun? Cred că cel mai bun randament l-aș da în Comisia pentru a salva economia țării, în Comisia Economică, dar și în cea educațională. Am o mare dragoste pentru ce poate poporul român, o mare dragoste și o spun cu onestitate ca întotdeauna. Atâta timp cât îi dai românului posibilitatea de a se educa, de a învăța, de a nu mai exista analfabeți, pentru că știți și știm da, cu toții da, că există o rată poate, da. Și asta din cauza un factor determinat îl are abandonul școlar. Da? Părinții nu își pot susține copiii la școală. Asta e un lucru foarte, foarte, foarte urât din punctul meu de vedere. Deci din punct de vedere al comisiei de care vorbeați, cred că... Comisia Economică. Economică. Perfect. Domnul Spuleanu? Eu mă văd într-o comisie de dezvoltare rurală pentru că acolo sunt rădăcinile. De acolo se pot face, se pot dezvolta, există potențial, se pot dezvolta începând de la agricultură, începând de la creșterea animalelor, începând de la infrastructură. Știu eu, necesitatea, eu știu, implementării unor legi pentru a furniza utilaje, pentru a furniza, a ajuta la microprocesarea produselor care le fac și vânzarea acestora, relația între fermier direct și consumator, fără perfect, să mai treacă prin intermediar și așa mai departe. Pentru că mai avem decât 2 minute, vă rog pe fiecare, într-un minut, să vă adresați electoratului și să spuneți de ce ar trebui să voteze Petre Spârleanu sau Gabriela Îscălița la Camera Deputaților sau Senat în Vâlcea. Vă rog, încep cu dumneavoastră. Dragi români, vă rog să aveți în vedere că e timpul nostru. E timpul pentru a face o schimbare pentru noi și pentru copiii noștri. Așa cum îmi place mie să cred, nu mai există cale de întoarcere. Poate doar Dumnezeu să ne mai ajute dacă nu vom face nimic pentru ca să schimbăm ceea ce nu este bun. Nu pot și nu voi lăsa sub nicio formă nimic la voia întâmplării. Nu voi accepta hoție, nu voi accepta corupție și nu voi accepta ca banii publici să nu fie la vedere. Este unul dintre aspectele care pe mine mă deranjează foarte mult și m-a deranjat ani de zile. Îmi doresc ca banii pe care îi investesc românii să fie publici, să se știe și să fie la vedere absolut orice ban cheltuit din banul public. Domnul Petre Spârleanu, de ce să vă voteze electoratul din Vâlcea, Senat, Partidul România Mare? Doresc să mă voteze pentru că sunt patriot, pentru că sunt român, pentru că gândesc românește. Da. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes amândurora în competiția electorală din data de 6 decembrie. Succes Partidul România Mare. Toate cele bune. O seară frumoasă, stimați telespectatori.